Și în acest an, Făgărașul se înscrie în cadrul Săptămânii Mobilității Europene, având ca temă Alege, schimbă, combină. Săptămâna Mobilității din perioada 16-22 septembrie va angrena în acțiunile privind mișcarea sute de făgărășeni de la cei mai mici la cei mai mari. Așadar, în această săptămână, pe lângă recomandarea de a încerca să merge cât mai mult pe jos sau cu bicicleta, în oraș vor avea loc acțiuni de mobilitate urbană, cum ar fi jocul șarpelui în trafic, bike-a-thon, biblioteca din autobuz și lecturi urbane. Campania încurajează făgărășenii să ia în considerare consecințele modului lor de deplasare, propunându-le ca alternative mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau transportul în comun. De asemenea, campania își propune să combată percepția negativă și să promoveze aceste moduri de deplasare distractive, sănătoase și prietenoase cu mediul înconjurător.